CSMS Iași, Sport Club Bacău a început tare. Gazele au pornit pe atac încă din primele minute. Adescăliței și Olteanu au blocat în ultimul moment centrarea lui Onofraș. Tot Onofraș le-a făcut viață grea pistolarilor pe contraatac în minutul 9. Minutul 13 a fost cu ghinion pentru Viorel Tănase și compania. Tânărul Burcă a vrut să respingă în corner, dar l-a lobat pe Oltean din 16 metri și a trimis mingea în plasa propriei porți 1-0. După autogolul lui Burcă, Claudiu Tudor a încercat să restabilească echilibrul. Apoi Hurdubei a trimis un șut periculos din 30 de metri, puțin pe lângă poarta ieșenilor. După pauză, Rusu ar fi putut aduce speranța în tabăra băcăoană, dar a preluat defectuos și faza s-a stins. Încă nu aveam consistență acolo în faza ofensivă, la finalizare, că la scorul de 1-0 am avut o situație prin Bogdan Rusu, dar n-a luat decizia de a trage la poartă și a făcut preluare și normal că fără să atași poarta adversă n-ai șanse să marchezi. CSMS Iași a ripostat prin Dobre în minutul 62 pentru că în minutul 65 Țigănașul să aducă liniștea în tabăra gazdelor după o reluare din marginea careului mic, 2-0. Fosta prim divizionară a mai avut o tentativă la poarta lui Oltean, dar șutul lui Bădescu a nimerit bara. Sunt foarte supărat pe echipă că nu și-a dorit mai mult pentru că ne-am propus să venim cu un punct cel puțin de la Iași. Păcat că am avut noi prima situație până am făcut pe ei și după aia ne-am hălcat singur un gol. N-a fost o echipă să dea pe spate, dar au jucători cu experiență, s-a văzut. Miercuri, Sport Club Bacău va reveni pe teren propriu în meciul din etapa a treia cu Farul Constanța.